Președintele Claus Iohannis a avut ieri o nouă ieșire publică în care ne-a arătat că este mai degrabă preocupat de propria imagine decât de problemele reale ale acestei țări. Nu că nu ar fi vorbit ieri despre probleme reale, dar felul în care președintele României, Claus Iohannis, vorbește despre problemele reale, ne arată că mai degrabă e concentrat pe a puncta puncte de imagine. Iar acolo, când vorbim despre imagine, știm că are nevoie de. Uh, a recupera cât mai multe puncte pierdute în ultima perioadă cu nu neapărat gafe, cu deciziile greșite pe care le-a luat. Klaus Iohannis a participat la un eveniment în care ne-a vorbit despre protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice, spunând că acestea reprezintă teme prioritare pentru mandatul său de președinte. Suntem în 2022, iar președintele Klaus Iohannis ne spune acum că aceste teme sunt extrem de importante pentru mandatul său de președinte. Ce s-a întâmplat din acest punct de vedere în ultimii șase ani? S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic. Ce s-a întâmplat în ultimii opt ani? S-a întâmplat ceva? Mai nimic. Ce s-a întâmplat mai departe ca inițiativă din partea președintelui? Poate mai multe discursuri și evenimente în care se va lăuda cu așa zise realizări. Dar hai să-l auzim puțin pe Claus Iohannis și cum vede el Lupta aceasta împotriva schimbărilor climatice. Cu toții ne dorim un mediu curat, fără deșeuri la tot pasul. Cu toții ne dorim să nu ne fie pusă în pericol sănătatea și să fim feriți de efectele devastatoare ale fenomenelor meteo extreme. Putem reuși. Putem reuși asta prin politici publice adecvate, prin instituții care funcționează și care aplică legea, dar mai ales prin acțiunile individuale ale fiecăruia dintre noi. Așa cum și încheie Claus Iohannis această propoziție, înțelegem, de fapt, care este viziunea sa ideologică și cum văd politicienii ca. Iohannis, schimbările climatice și lupta împotriva schimbărilor climatice. Da, instituțiile sunt importante, politicile publice sunt importante, dar și mai important, și mai importante sunt acțiunile la nivel individual. Minciuna aceasta gogonată cu lupta împotriva schimbărilor climatice prin acțiuni individuale. Asta e o minciună preferată de marile corporații care sunt responsabile de poluare o minciună preferată a politicienilor că vom putea lupta împotriva schimbărilor climatice prin decizii pe care le luăm la nivel individual, că doar așa, luând decizii la nivel individual, vom putea combate schimbările climatice, când e evident că nu are cum să fie asta soluția. Dacă tu alegi să folosești, nu știu, doar ambalaje reciclabile, acțiunile tale la nivel individual vor reprezenta doar o picătură într-un ocean. Poate nici atât. Este evident că doar cu instituții puternice, cu politicieni care nu sunt doar reprezentanții marilor corporații, cu legi făcute astfel încât să limităm măcar schimbările climatice, putem găsi soluții. Dar dacă noi vorbim despre importanța luptei împotriva schimbărilor climatice, pe de o parte. Iar de cealaltă parte ne întâlnim cu reprezentanții corporațiilor care vor să extragă gaz din Marea Neagră. Și nu doar că vor să extragă, pot să le extragă și acum, doar că vor să o facă în condiții chiar mai favorabile din punct de vedere financiar. Iar lucrul acesta se va întâmpla foarte curând. Și atunci, cum vorbim despre uh, importanța schimbărilor climatice când noi suntem gata uh, să poluăm și mai mult în continuare? Sigur că soluțiile nu sunt simple. Dar, în același timp, să pretinzi că aceasta este o temă importantă pentru tine, iar, în realitate, să faci lucrurile exact în direcția opusă, cred că spune multe despre atitudinea președintelui Claus Iohannis și nu doar a președintelui Claus Iohannis, a politicienilor din România și, din păcate, nu doar din România, care se dau, pe de o parte, luptători pentru limitarea schimbărilor climatice, iar, de cealaltă parte, susțin politici publice. Care să promoveze mai degrabă interesele marilor corporații responsabile de poluare. Pentru că de acolo vine marea poluare, inclusiv noile tehnologii care ne sunt prezentate așa ca fiind salvatoare, știți? Mașinile electrice vor salva planeta. O altă minciună gogonată, cel puțin nu în condițiile actuale, pentru că vorbim, putem vorbi despre producția de energie electrică. Și vedem că nu vor salva planeta, pentru că în continuare foarte multă energie electrică este produsă folosind surse de energie poluantă, și apoi, dincolo de asta, e nevoie de acele uh, materiale aflate în componența bateriilor, de noi mine care vor produce și mai multă poluare. E activ un scandal în Serbia, unde o mare companie vrea să extragă litiu, și asta ar duce la poluare care ar putea să ajungă inclusiv în România. Ca să înțelegem unde suntem și ce spun cu adevărat oameni ca președintele Claus Ionis când vorbesc despre importanța luptei împotriva schimbărilor climatice, și mai mult decât atât. Avem în față, în mod clar, minciuna aceasta. Deciziile individuale, alegerile la nivel individual vor contribui semnificativ la lupta împotriva schimbărilor climatice. Avem nevoie, dacă luăm în serios schimbările climatice, ceea ce e evident că nu facem, avem nevoie de politici publice și de instituții publice puternice. Nu de politici neoliberale care ne-au adus aici, ne-au adus în momentul în care ne aflăm astăzi. Și uh, noile inovații nu vor salva planeta, nu fără politici publice care să susțină energii cu adevărat regenerabile uh, și reducerea poluării ca un obiectiv în sine, nu prin tot felul de artificii, cum se vorbește acum, nu să punem uh, pe lista energiilor uh, verzi energia nucleară și uh, gazul, nu. Și în felul acesta ne vom îndeplini obiectivele, măcar așa pe hârtie, dacă nu în realitate. Acesta este președintele Claus Iohannis și asta e lupta sa împotriva schimbărilor climatice.